Bine v-am regăsit la cea de-a patra transmisiune live specială de la sediul EMAG cu ocazia evenimentului de Black Friday, cel mai așteptat din an. Facem un scurt update. Deja s-au vândut peste 2 milioane de produse, iar valoarea vânzărilor a depășit 550 de milioane de lei. Dar pentru a afla mai multe detalii, o am alături de mine pe Stejara Pircan, Senior VP în cadrul EMAG. Bună, Stejara! Spune-ne ultimele noutăți. Ce s-a vândut până acum cel mai bine, în cantitatea cea mai mare? În cantitate, chiar mă uitam înainte să intrăm în direct. Pe primul loc este detergentul de rufe, urmat de cafea și apoi urmat de scutece. Ok. Deci, totuși, produse de folosință zilnică și... Da, am și pregătit o ofertă mult mai variată față de anii anteriori și cu cantități mult, mult mai mari, pentru că am văzut la fiecare Black Friday această dorință a clienților de a-și face stocuri. Stocuri, ok. Și am zis, ok, de ce nu? Și anul acesta avem chiar stocuri mult, mult mai mari decât în anii trecuți, ceea ce s-a și văzut că oferta a rezistat mai multe ore. Dar acum probabil mai acum sunt. Nu mai sunt. Cred că mai sunt câteva, aș zice că mai găsim, dar nu ca la prima ora dimineții. Ok, deci astea ar fi produsele cele mai multe în cantitate, clar cu valori mici de preț. Cele cu valoare mare, că aveți și aur, și case, și mașini. Da, din produsele surpriză am vândut foarte bine partea de aur, cred că sunt peste 2 kg deja vândute, celebra carne de porc, avem undeva la 20 de tone deja comandate de către clienți, voucherele de bilete de avion la Tarom, S-au vândut foarte, foarte bine și apoi zona de turism intern și internațional, unde acolo se contorizează în număr de nopți de cazare. Avem undeva la 1000 de nopți de cazare deja rezervate, turism intern și internațional. În afară de acestea, dacă mergem la produsele clasice, acolo, să zicem, locul în valoare este în cadrul categoriilor de electro-IT, telefoane mobile, laptopuri, televizoare, electrocasnice, ele sunt în top. E foarte greu să le dai deoparte la capitolul valoare. Și cred că s-au și epuizat cel mai repede, nu? Ca și stocul. Da, s-au epuizat în ultimii ani, top 3-5 produse în general sunt din electro-IT, sunt cantități limitate, reușim să avem niște prețuri foarte atractive, dar având în vedere numărul de clienți prezenți la start, e aproape imposibil să ai câte o bucată pentru fiecare și atunci ele sunt primele întotdeauna, în câteva secunde, dar sunt și produse care au rezistat câteva ore. Adică cele care s-au epuizat cel mai repede, bănuiesc că sunt brandurile cele mai cunoscute pe zona asta de electro-IT. Sunt multe produse din newsletterul nostru, okay. Cel care pleacă seara, pe care clienții au timp să-l vadă și, să zicem, bucuria noastră a fost că anul acesta unul din trei produse era deja în listele de favorite ale clienților, deci cumva am venit cu o ofertă nimerită pe preferințele lor și dacă ei au făcut ce le-am recomandat să facă și anume să-și pună produsele și în coș, la start a fost destul de simplu să dai câteva clicuri și să finalizezi comanda. Și să aibă și cardul salvat. Da, cardul salvat neapărat. Exact. Acolo poate să dureze mai mult și să pierzi până la urmă produsul. Pe zona de selleri, cum a fost până acum, până la această oră, dacă ați contorizat separat vânzările și de acolo? Da, ne uităm întotdeauna separat. Cum am anunțat, am plecat la drum cu peste 10.000 de seller care au venit cu oferte în marketplace, în acest Black Friday. Ce e foarte îmbucurător, noi ne uităm la, de exemplu, la numărul de seller care deja au vândut până acum cât vând într-o lună întreagă și avem peste 700 de seller care deja la ora aceasta și-au depășit vânzările din ultima lună și există potențial să creștem acest număr până la finalul zilei, pentru că încă există ofertă variată, am văzut încă stocuri suficiente încărcate pe produse care au un ritm bun de vânzare.
Deci, overall, aș zice că vând bine, avem o creștere și pe ce înseamnă număr de oferte diferite, undeva la peste 20% mai multe oferte diferite față de anul trecut la aceeași oră și credem că numărul acesta va crește pe parcursul zilei, pentru că, să zicem, abia de acum încolo oamenii au mai mult timp să caute și să descopere și categorii, să zicem, mai, fie de mai puțin impuls, fie non-electro-IT, unde e nevoie să stai să analizezi mai în detaliu oferta. Adică ce produse s-au vândut mai mult până acum de la selleri? Ce ați observat? Am vândut, să zicem, undeva în același timp în zona de electro-IT, deci zona de electrocasnice mici, produse de îngrijire personală, chiar și televizoare și telefoane au avut un ritm foarte bun și acestea intră cumva în zona clasică de categorii foarte cerute de către clienți, însă în zona de marketplace, categoriile care vor crește sau care, la care așteptăm noi rezultate foarte bune, sunt cele din zona de home, în special mobilă și toată zona aceasta de household, care include cam tot ce ține de bucătărie, de casă, amenajarea casei, zona de auto, unde, să zicem, ne ajută și frigul de afară, că practic oamenii încep să se pregătească și avem o ofertă foarte bună pe zona de cauciucuri de iarnă și, nu în ultimul rând, zona de fashion. Deci acestea sunt categoriile non-electro-IT la care, în general, performăm foarte bine și astăzi vedem creșteri sănătoase de vânzare până la această oră. Ok. Până la ce oră pot cumpăra? Ai zis că acum au mai mult timp, după amiaza, să zicem că au terminat ce au avut la job pe ziua de azi, până la cât vor fi ofertele? Da, eu sper că o parte din clienții noștri și-au luat liber ca să fie relaxat, să nu fie nevoie să livrezi vreun proiect și să nu poți să te concentrezi pe descoperirea ofertei. Vom fi live până undeva la ora 2 noaptea. Dar în general, practic, de undeva de la ora 4-5 reîncepe, să zicem, creșterea de interes, pentru că oamenii ajung acasă, pot să se focuseze și le recomand să intre să descopere și categorii pe care poate nu le-au încercat până acum. Mai sunt produse care până acum n-au fost live, să zic, în ofertă, în produse pe care mai trebuie să le mai urcați pe site? Nu, noi întotdeauna începem cu toată oferta dimineața, însă încercăm acolo unde vedem că există un interes foarte mare și s-au epuizat cantitățile pe care le-au alocat. Avem o echipă în zona de marketplace care ține legătura cu sellerii și în măsura în care ei fie mai au stoc, fie pot să mai susțină acel preț, încercăm să le recomandăm să suplimenteze și au fost cazuri în care au suplimentat anumite cantități pe produse, dar ofertele sunt toate live la prima oră. Deci dacă se termină stocul EMAG, apelați la sellerii care au acel produs. Exact, sau în multe categorii, mai ales în non-electro, gama de produse și oferta de la seller e mult mai variată decât ceea ce reușește să vândă EMAG direct și le găsiți deja live în site. Ok, deci asta înseamnă că mai au șansă dacă au văzut stoc epuizat mai devreme. Există șansa să mai, n-aș zice că e un lucru general, dar se poate întâmpla să mai apară mai târziu stocuri, fie pentru că suplimentăm, fie există posibilitatea ca anumite comenzi să se anuleze și acel stoc se repune la vânzare. Ok, din punct de vedere al numărului de articole din coș, ce ați observat? A crescut față de anul trecut sau e tot la același nivel? Da, este în creștere și pe cantitate, dar și pe numărul de categorii diferite. Suntem undeva la 4,55 produse per comandă, per client, cum spuneam, cu mai multe categorii. Bineînțeles că excludem, să zic, prima jumătate de oră, când vorbim de mai multe comenzi pe client, astfel încât fiecare produs să fie să reușească să-l prindă, exact. Dar după aceea încep să pună mai multe produse, ceea ce undeva la 4,5 e în creștere față de anul trecut, la fel și numărul de comenzi per client. Ok. Majoritatea au fost plătite cu cardul dintre comenzi, mă gândesc. Da, suntem peste 75% din plata cu cardul. Cred că am avut și un vârf de peste 80% tot așa în prima parte a zilei.
Iar raportul clienți Genius și clienți care nu au abonamentul Genius, cum e până acum, câți au comandat din cei fideli, să spunem? Aș zice că e un pic mai sus față de, față de normal. Și pentru că, în general, clienții Genius, să zic, sunt extrem de bine pregătiți pentru Black Friday. Au toate căsuțele bifate, nu doar cardul salvat și, și Easybox-ul preferat, deci ei sunt foarte îndemânatici în a plasa multe comenzi, însă nu ne așteptăm să rămână în continuare așa, ne așteptăm ca până la finalul zilei să ne întoarcem într-un ritm susținut și pentru clienții, să zicem, non-Genius. Ai spus de Easybox. Majoritatea clienților au bifat opțiunea asta de livrare? Da, avem cred că 2 din 3 clienți au în mod normal salvat în cont un Easybox favorit acolo cu inimioară. În general, asta e pentru că nu mai ai bătaia de cap ulterioară. Practic, orice comandă începi să o faci, prima recomandare merge la Easybox-ul preferat, vezi instant și recomandarea și estimarea de livrare și apoi, evident, în cazul în care sunt situații speciale și vrei să modifici, o modifici în pasul final. Dar altfel, fiecare dintre noi cred că avem o locație favorită. Eu am una favorită și una a doua opțiune, să zic, dacă cumva nu mai e loc. Exact. Ceea ce cred că probabil s-a și întâmplat sau se va întâmpla în curând. Noi ne bazăm foarte mult că zilele acestea clienții vor înțelege că e un volum foarte mare de, de comenzi și oricât de repede reușește un client să-și ridice coletul din Easybox, practic face loc unui alt client să primească mai repede comanda. Dar este un termen mai scurt acum de Black Friday de a-ți ridica comanda din Easybox? Nu este mai scurt, okay. Adică nu vrem să devină o goană după ridicat coletul de la Easybox, însă încercăm să dăm remindere, poate puțin mai multe decât de obicei, astfel încât să impulsionăm pe oameni după ce trece un anumit interval de timp rezonabil să-și ridice coletele. Și dacă nu mă înșel, cred că era și un concurs dacă îți ridici în 2 ore coletul, nu-i așa? Da, cred că colegii de la Same Day au acest concurs ca să fie și mai interesant ridicarea coletelor, să nu fie doar un reminder. Dar cel puțin astăzi și în weekend, în fiecare an am văzut un comportament și un răspuns foarte bun de la clienți, își doresc produsele pe care le-au comandat și sperăm noi că și anul acesta va fi la fel și vor merge repede să le ridice. Ok. Vom vedea ulterior, vom face update-uri și după eveniment. Îți mulțumesc frumos, Tejara, pentru mulțumesc informații. Mulțumesc și eu și vă aștept la cumpărături în continuare. Cumpărați în continuare. În regulă, mulțumesc frumos. Aceasta a fost cea de-a patra transmisiune de aici, de la sediul EMAG, cu ocazia Black Friday. Mai urmează încă o transmisiune, unde vom avea invitați chiar dintre sellerii din marketplace-ul EMAG. Rămâneți cu noi. La revedere!